Salut! Astăzi am decis să vă arăt cele mai periculoase drumuri de pe planetă, așa că să nu pierdem timpul și să începem! Drumul Panlong. Acest drum de 30 de kilometri are mai mult de 600 de cotituri. Tu cum crezi? Cu ce seamănă mai mult de la înălțime? Cu un șarpe? Poate cu un dragon? Sau poate cu niște intestine? Scrie-ne părerea ta în comentarii! Kaltaro Valley Road. În munții din Pakistan există un drum care se numește Kaltaro Valley. Are o lungime de 14,1 km și este situat la o înălțime foarte mare. Iar tot ce desparte mașina de o cădere în prăpastie este nimic. O mișcare greșită pe acest drum poate duce la o tragedie. Podul Beat. Acest pod de 260 de metri din Norvegia face parte dintr-un traseu atlantic uriaș. Dacă podul este fotografiat din anumite unghiuri, atunci ți se poate face impresia că este o trambulină de 23 de metri înălțime. Calea feroviară Maeklong. O piață situată la 80 de km de inima Thailandei, care la prima vedere pare să nu aibă nicio legătură cu calea ferată. Dar de fapt, chiar printre rafturile cu legume trece trenul. 100 de ani în urmă, pe acest loc a apărut piața, dar conducerea a considerat că pe aici trebuie să treacă căile feroviare. Trenul întrerupe gălăgia pieții de 8 ori pe zi și unii vânzători nici nu-și strâng produsele de pe căi. Trenul trece pe acolo cu o viteză de circa 30 de km la oră. Drumul spre cer. Această șosea are 11 km și se află în China. Drumul duce spre muntele Tianmeni. Până ajunge la porțile cerești, șoferul are de străbătut 99 de viraje, printre care sunt unele la 180 de grade. Imaginează-ți că pe această șosea a fost stabilit un record de către Romain Dumas, care a ajuns până în vârf în doar 7 minute și 38 de secunde, iar uneori el atingea viteza de 230 de km la oră. Intersecția Oyamazaki. Uite așa arată una dintre intersecțiile din Osaka. Aici se intersectează câteva automagistrale și șoferii uneori sunt nevoiți ca să facă câteva cercuri până găsesc calea necesară. Așa că dacă nu stai prea bine cu orientarea în spațiu, mai bine să ocolești acest loc. Podul feroviar din Argentina, provincia Salta. Acest pod pare să fie rupt dintr-un film. Apropo, acolo nimeni nu te va opri dacă vei dori să faci o plimbare pe pod. Nanpo Bridge. Acest pod sigur poate fura atenția oricărui privitor. Totul este din cauza pasajului circular, care economisește foarte mult spațiu din teritoriul orașului. Pasajul Dugoa. Acest drum are obiceiul să dispară sub apă și pe el se poate trece doar timp de câteva ore pe zi. Pasajul de 4 km din Franța le dă bătăi de cap șoferilor neatenți care nu urmăresc graficul de flux și reflux al apei. Există chiar și curse de alergare peste acest pasaj. Cine reușește să ajungă la linia de finish până la flux e bravo, iar cine nu, se transformă în înotător. Tu
Tunelul Kanchanaburi. Dacă vrei să afli cum e să ai claustrofobie, atunci acest loc este pentru tine. Tunelul Kanchanaburi a fost utilizat cândva pentru extragerea plumbului, iar acum tunelul atrage sute de turiști anual. Șoseaua 61. Această șosea a slujit drept inspirație pentru filmul Silent Hill. În subteranul acelui loc ard mii de tone de cărbune, iar din cauza precipitațiilor apar acești abori. Șoseaua a devenit foarte populară pentru turiști. Drumul din regiunea Madeira, Portugalia. În general, acest drum a devenit periculos din cauza alunecărilor de teren și a vechimei, iar unele locuri au fost înlocuite cu poduri și tuneluri. Fulger. Drumul Fulger din China are o lungime de 453 de metri și 18 cotituri în formă de zigzag. Șoseaua spiralică din provincia Shaanxi. Dacă cumva ajungi prin China de Nord, atunci neapărat trebuie să vizitezi acest loc. Aeroportul Gisborne. Acest aeroport micuț de Noua Zeelandă este intersectat de căile ferate. Desigur că deplasarea în această intersecție este strict controlată. Drumul morții. Se zice că acest traseu din Bolivia a fost construit de oamenii care și-au găsit capătul la poalele acestor munți. Cel mai înalt punct de pe drum se află la o înălțime de 4400 de metri deasupra nivelului mării. Strada din Dunedin. Aceasta este cea mai verticală stradă din lume. Ia priviți ce festivaluri cu bomboane organizează aici cetățenii. Skipper's Canyon. Acest drum e atât de îngust încât de-a lungul a 17 km a fost organizată circulația într-o singură direcție. Acest drum este atât de periculos încât acolo nu funcționează serviciile de asigurare.
Tateyama Kurobi. Puțin cine știe, dar Japonia este destul de bogată în zăpadă, mai ales pe muntele Tateyama. Anume din această cauză a apărut acest traseu înzăpezit, Tateyama Kurobi. De fapt, acest traseu este un drum curățat de zăpadă care a căzut în cantități mari la început de primăvară. Uneori, acești pereți de zăpadă pot atinge o înălțime de 20 de metri. Traseul este foarte popular, acolo vin milioane de turiști în doar câteva luni. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste drumuri v-a impresionat cel mai mult și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Pe curând!